Bun găsit la horoscopul zilei de 17 octombrie. Ieri v-am ținut de vorbă la 16 octombrie la horoscop. Astăzi, bine, da, partea cu v-am ținut de vorbă a fost la sfârșitul filmării când explicam ce-i cu genele, cum e cu lumea în Islanda, deci nu v-am încurcat horoscopul, așa încât acum să trecem la previziunile zilei de joi, 17 octombrie, luna a intrat în semnul gemenilor, curiozitate și dorință de a explora lucruri și de a înțelege dimensiunea vieții și dorință de a socializa și comunica. Deci o zi superbă pentru cei dornici să interacționeze cu semenii lor și un pic cam obositoare pentru cei mai melancolici și nostalgici. Și să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Încă o precizare, mi-am amintit, de miercuri am început să vorbesc la zodii despre zodii, ascendent și lună. Cum să-ți asculți horoscopul? Păi asculți zodia și ascendentul dacă îl cunoști. Dacă nu-l cunoști, astro.com este un site foarte bun unde îți poți calcula gratuit ascendentul. Și dacă nu se suprapune. Deci, uneori se întâmplă ca să fie o disonanță, o disensiune, o discrepanță între ce se zice la o zodie și ce se zice la ascendent. Ascult întotdeauna zodia. Deci, dacă, de exemplu, la o zodie spun nu cumpără astăzi nimic și la alta și la ascendent îți spui că da, cumpără, semnează, ascultă ce zic la zodie, nu la ascendent. Și acum gata, trecem la horoscopul zilei, nu? Pentru fiecare semn zodiacal în parte. Nu uitați să apăsați butonul subscribe, mă ajută mult. Numărul de subscriber mă ajută în indexarea în YouTube. Desigur, dacă vrei, dacă îți place ce e aici, nu te forțează nimeni să apeși butonul fără să vrei. Și să ne ocupăm de zodii. Berbec. Cei născuți în semnul berbecului, cei care au ascendentul în berbec, cei care au luna pe hartă natală în semnul berbecului. Astăzi, 17 octombrie, berbecul reglează ceva imobiliar, ceva legat de case, avans la casă, poate curățenie în casă sau, cine știe, pe seară te apuci să gătești pentru mai multe zile. Este o zi foarte bună să comunici cu rudele, cu apropiații și la serviciu o femeie te ajută foarte mult cu o idee sau absolut întâmplător, deci fără să aibă nici cea mai mică intenție, în cadrul unei discuții să spună ceva important pentru tine, să-ți dea un pont fără să-și dea seama că dă pontul acesta. Taur. Cei născuți în semnul zodiacal al Taurului, cei care au ascendentul pe Taur și cei care au luna pe harta natală în semnul Taurului. Astăzi, dacă ieri spuneam stați cu minți, nu luați decizii, astăzi spun Taurului că este foarte bine susținut și are multă intuiție. Mai ales în niște negocieri importante, poate sunt negocieri legate de ceva imobiliar, acte, documente, ai multă inspirație, ai multă intuiție și o femeie s-ar putea mai tânără decât tine sau tânără în meseria sa sau venită de curând în locul de muncă respectiv să te ajute foarte mult în privința completării unor hârtii sau îți va facilita o audiență, o interacțiune cu cineva important. O zi în care taurii pot regla foarte multe lucruri, pot rezolva foarte multe de pe agenda zilei. Gemeni. Cei născuți în semnul zodiacal al gemenilor, cei care au ascendentul pe gemeni și cei care au luna, planeta emoțiilor, în semnul gemenilor. Astăzi, gemenii sunt foarte bine susținuți din punct de vedere al echilibrului emoțional și contează foarte mult acest lucru, mai ales în situații de stres. Vor fi situații stresante legate de bani și de serviciu. Însă, te ajută foarte mult autocontrolul și un bărbat tânăr, un bărbat te ajută, vezi că s-ar putea să fie în semnul balanței sau s-ar putea să fie un bărbat foarte dichisit și aranjat.
ca să-l recunoști, măcar să știi cine te ajută, da? Deci un bărbat te ajută la serviciu să rezolvi ceva legat de comunicare sau într-o ședință poate te susține sau îți susține punctul de vedere. Te bucuri de sprijin astăzi, comunicarea este bună și s-ar putea să primești niște vești interesante de peste hotare, de la un prieten sau de la o rudă. Rac. Cei născuți în semnul racului, cei care au ascendentul pe rac sau cei care au luna pe harta natală în semnul racului. Astăzi, 17 octombrie, racul este un pic cam confuz legat de gestionarea unei situații financiare sau legat de locul de muncă. Cumva simți că ceva se clatină, ceva e șubred în toată construcția arhitectonică a locului respectiv de muncă. Eu îți spun că nu, dacă simți nevoia să pleci, nu mai e de stat. Dacă vrei să stai, atunci acoperă-ți foarte bine spatele sau ia-ți măsuri de siguranță, pentru că sigur ceva la serviciu se modifică, ceva se schimbă în organigramă sau vine un șef nou, apare o schimbare. Deci ceva se schimbă la serviciu. Desigur, cea mai bună este mutarea automată, dar nu-ți da demisia așa doar ca să pleci, ci întâi găsești locul de muncă și după aia te muți. Dar dacă nu poți să-ți găsești alt loc de muncă, măcar asigură-ți spatele și fii foarte atent la tot ce faci, să nu faci vreo greșeală care să te coste mai târziu. Leu. Cei născuți în semnul zodiacal al leului, cei care au ascendentul pe leu, sau cei care au luna, planeta emoțiilor, în semnul zodiacal al leului pe harta natală. Astăzi este o zi în care ar fi bine să te relaxezi, să-ți recapeți răsuflarea, cum se spune. Este momentul să te centrezi puțin mai mult pe tine, să fii mai atent la nevoile tale, să acorzi o mai mare atenție felul în care arăți, alimentației, odihnei. Deci e momentul să te întorci la tine. În ultima perioadă ai alergat foarte mult, te-ai consumat și mai mult și aspectul benefic dintre Soare și Jupiter, știi, niciodată nu e chiar ok, hai să ne bucurăm și asta este, o să fie într-o abundență și un exces total. Jupiter dă excese. Soarele, guvernatorul zodiei tale, dă și el, potențează. Sextilul potențează. Păi ce facem când avem o planetă a exceselor? Bine susținută, e adevărat, da? Dar potențată din două părți și de aspect și de o planetă, atunci înseamnă că riști să mănânci prea mult, să dormi prea puțin, deci faci excese, bineînțeles. Fiind bine potențată, o să scapi cu basma curată de data asta, dar ce se întâmplă când trece aspectul de sextil și, nu știu, ajunge într-o cuadratură, o să fie cam complicat. Deci, ce-ar fi ca excesele astea să le transform în acțiuni mature și inteligente și să faci ceva pentru tine real, pentru tine, pentru corpul tău, pentru sufletul tău. Gândește-te la asta. Fecioara. Cei născuți în semnul Fecioarei, cei care au ascendentul pe Fecioară sau cei care au luna, planeta natală, în semnul, pe harta natală, pe semnul Fecioarei. Astăzi, Fecioara așteaptă un răspuns. Ai emoții. Poate e vorba de un act, poate e vorba de o analiză, poate e vorba de ceva din relația ta. Și să știi că răspunsul va fi pozitiv. Sau, dacă nu e pozitiv cum îți doreai, vor fi niște etape care vor conduce la rezolvarea problemei așa cum sperai, așa cum îți doreai. Și astăzi Fecioara are foarte mult noroc, șansă, baftă la cumpărături. Poate îți cumperi un pachet de vacanță, poate achiziționezi ceva la un preț mult mai redus. Balanța. Cei născuți în semnul zodiacal al balanței, cei care au ascendentul pe balanță,
Și cei care au luna pe harta natală în semnul balanței. Astăzi este o zi în care trebuie să repari ceva, să te ocupi de o relație, de un parteneriat, să verifici niște hârtii, deci ceva care a fost stricat sau a fost afectat sau n-a mers așa cum îți doreai. Astăzi necesită atenția și, toată dedicația ta să rezolvi situația. S-ar putea ca serviciul să treacă pe locul al doilea în următoarele ore, pentru că tu ai chestiunile acestea sufletești, morale, sociale, de rezolvat. Și este o zi foarte bună pentru balanță să își pună ordine în gânduri, mai ales legat de viața particulară. Și nu mai găsi scuze tuturor. Privește realitatea așa cum este și pornind de la realitate, stabilește-ți calea de acțiune mai departe. Scorpion. Cei născuți în semnul Scorpionului, cei care au ascendentul pe Scorpion și cei care au luna, planeta emoțiilor, pe harta natală în semnul Scorpionului. Astăzi este o zi în care ceea ce gândești și ceea ce se pune în practică sunt două lucruri diametral opuse. Ți-aș recomanda să fii foarte atent la ceea ce ai de semnat, ceea ce ai de hotărât, ceea ce ai de decis, pentru că nu mai este mult timp până să dai răspunsul final, însă în același timp trebuie să fii foarte atent la cheichițele și dedesubturile unui contract sau unei discuții, să nu cazi într-o capcană și să ajungi într-o situație în care ești legat la mâini și la picioare și nu-ți convine deloc situația respectivă. Deci, dacă ai desemnat un contract, îți recomand, nu te grăbi să sari cu pixul repede, pentru că s-ar putea să mai fie clauze ascunse. Și oamenii după aia regretă profund. Uitați-vă câți oameni și-au pierdut casă la un moment dat când a fost o problemă pe francul elvețian, tocmai pentru că nu fuseseră informați cum trebuie. Și atunci, fii atent. Eu am dat un exemplu din ce s-a întâmplat în piața românească, dar fii atent la detaliile unui act sau unei discuții, că dacă nu ești atent, te mănâncă dușmanii, da? Săgetător. Cei născuți sub semnul Săgetătorului, cei care au ascendentul în Săgetător și cei care au luna pe harta natală în semnul Săgetătorului. Astăzi este o zi în care săgetătorii trebuie să se pregătească de multă acțiune și de multă treabă, ești ocupat și încerci să rezolvi foarte multe lucruri deodată. Ai nevoie să acorzi o atenție sporită vieții de cuplu. Ceva nu e acolo cum trebuie, ceva scârție și e nevoie să fii prezent, activ, atent și uneori e moral să mai te uiți și în telefon să vezi ce se întâmplă pe acolo, pentru că anumite lucruri vor scăpa de sub control. Nu te încrede în proiectele pe care unii vor să ți le propună și nu te grăbi la metode ușoare de speculații financiare, pentru că s-ar putea să te frigi destul de serios de pe urma acestora. În schimb, este o zi bună pentru relația cu străinătatea și pentru călătorii, pentru săgetătorii. Capricorn. Cei născuți sub semnul Capricornului, cei care au ascendentul pe Capricorn sau cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. Astăzi este o zi în care ești plin de dinamism, plin de viață și vrei să faci foarte multe lucruri. Dramele și problemele altora nu te mai interesează. Dramele și tânguielile și făicărările altora le dai așa, știi cum, vor trece pe lângă urechile tale, pentru că îți dai seama că orice încerci să explici, pierzi vremea și n-are sens. Apoi, o zi foarte bună pentru achiziții, pentru semnarea contractelor, pentru luarea unor decizii importante privind acte, hârtii și documente. Și foarte mulți capricorni rezolvă o chestiune legată de o încurcătură la serviciu sau o încurcătură în niște acte, astăzi se găsește soluția, astăzi primești răspunsul, astăzi primești o confirmare care te înveselește foarte mult. Deci, o zi foarte bună pentru Capricorni. Vărsător.
Cei care s-au născut sub semnul vărsătorului, cei care au ascendentul pe vărsător sau cei care au luna în vărsător. Astăzi este o zi în care toate îndoielile și toate nesiguranțele se vor spulbera. Pentru că ai dovada clară, concretă, palpabilă a unor adevăruri pe care le-ai rostit și pe care nimeni nu le-a crezut. În sfârșit te reabilitezi. În sfârșit demonstrezi de ce ești în stare. În sfârșit ieși în lumina reflectoarelor și dacă până acum tremurai ca un iepure și ți era frică să te afirmi și să spui ce gândești, uite că vărsătorul de astăzi este într-o zonă de forță, într-o zonă de hotărâre și ești foarte bine susținut dacă vorbești public astăzi, dacă ai de susținut examene astăzi, dacă ai de vorbit într-o ședință, spre exemplu, sau de făcut o prezentare. În sfârșit, te reabilitezi sau demonstrezi de ce ești capabil. Pești. Cei născuți sub semnul zodiacal al peștilor, cei care au ascendentul pe pești sau cei care au luna pe harta natală în semnul peștilor. Astăzi vei obține tot ceea ce îți dorești. Din păcate, este o situație în care și lucrurile negative se pot materializa, așa încât trebuie să fii foarte atent la modul în care îți controlezi mintea, la modul în care ții gândurile negative sub control. Este foarte important pentru tine să punctezi clar și într-o notă cât mai optimistă ceea ce vrei să faci. La serviciu însă va trebui să-ți reevaluezi cu foarte mare atenție atitudinea ta. Nu înseamnă că ești un personaj negativ, ci poate ești prea supus, prea tăcut când trebuie să-ți aperi de fapt punctul de vedere și reevaluează cu atenție relația cu colaboratorii, cu colegii sau cu subalternii tăi. Reevaluează lucrurile. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de 17. Vă mulțumesc că mi-ai urmărit activitatea. Nu uitați să apăsați butonul subscribe și să ne vedem cu bine și la alte filmări.